urmează creștinilor să plângeți, inimile să renfrângeți, că cine dură chin Hristos pentru omul păcătos, că cine dură chin Hristos pentru omul păcătos. Cele ce milă nu simțește când Hristos greu și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea Sfântă Trăime, îți jertfim calea Sfintei Cruci ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta. Să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe lemnul crucii. Te rugăm, trezește inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Vă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e Stațiunea întâi, Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoasă, și de binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la moarte și încununat cu spini, este osândit de făptura Sa la moartea, cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta. O, Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce,
Stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia crucea pe umerii săi ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O Iisuse, dă-mi harul să prețuiești și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus ne tăia oară cadă, puterile l-au părăsit. Prea mare e povară crucii, dar nu se lasă. Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu cadă din nou în ele. O Iisus, dă-mi harul statorniciei în bine. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra, Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cu crucea pe umeri, coroana de spini pe cap, o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ce durere pentru inima dumnezeiască a fiului și pentru inima duioasă a mamei! O Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș de durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Până silă Simon din Cirene, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvânătăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi.
precum și aduce crucea din dragoste către El. O, Iisuse, dăm și mie harul ca prin crucea ce mi-este dată să cunosc cine ești și să învăț a te iubi și a răbda orice suferință. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 6-a, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânător, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus și El din recunoștință își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de acea mulțime nepăcate pe care noi le-am să. Stațiunea 7. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânător, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste dânsul cade crucea, care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O, Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit dureri așa de mari. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus le mângâie pe femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânător, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe fiii voștri. De se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat ce va fi? O, Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri către Tine și unei adevărate statornice frici de Dumnezeu. Bucură-te, Marie! Thank you.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când pentru a treia oară ca te călăi îl împingă și le bat și noi ne asemănăm cu dânșii atunci când facem Stațiunea nouă. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bat jocorâs necontenit pe calea crucii până la Golgota. O, Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit tu din dragoste către mine. Dă-mi harul ca din dragoste către tine și cu duh de pocăință să supăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a te urma. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 10. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel îi se redeschid toate rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin firea cea mare și prin oțetul cel acru ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie. O, Iisuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și Stațiunea 11. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru, Amen.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a târnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. O, Iisuse, fă ca moartea ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte sfântă la viața cea veșnică. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când trupul e dat jos de pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Stațiunea 13-a, Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dat jos de pe cruce și pus în brațele Maicii sale îndurerate. O, Sfântă Maica lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă! Să vezi în brațele tale trupul Dumnezeescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la Dumnezeescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Tatăl nostru, Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 14-a, Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvânător. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este mormântat într-un mormânt nou și curat. O, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție, pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie, și să te primesc vrednicește și cu evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O,
Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit, dar Tu în marea cerurare ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a, Iisus învie din morți. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvânătăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisuse, prin învierea Ta ai devenit scara omului, prin care el poate ajunge la cer, fiind totdeauna un stâlp pentru cei evlavioși și o ancoră pentru noi, ca să rămânem în casa noastră să rămânem puternici, să fie condusă flota care se sprijină pe cruce, să se obțină o coroană prin credință și prin cruce. Doamne Iisuse Hristoase, prin învierea Ta din morți, ne-ai dat nouă o speranță veșnică. Bucură-te, Marie! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Atotputernice, veșnice Dumnezeule, îți mulțumim că prin moartea și învierea Fiului Tău ai reînnoit viața noastră. Ajută-ne ca prin participarea noastră la calea Sfintei Cruci să fim gata să purtăm cu răbdare și perseverență crucea noastră și să slujim cu fidelitate. Dăruiește-le tuturor celor pentru care ne-am rugat îndurarea Ta și condui pe toți răpășații noștri la înviere prin Hristos, Domnul nostru. Oh,
miluiește în lupătă steagul nostru, groaza Duhului cel rău, în frunătăm orice primești, când sunătem sub scutul tău. Fii slăvită, Sfântă Cruce, pe tot neamul omenesc. Tu ești tronul și altarul. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, salutăm prezența la această Sfântă Liturghie a Părintelui Doru de la Radio Maria, vine de la Oradea, tot în contextul acelor dorințe ale noastre ca să avem și la Iași Radio Maria. Este însoțit de Părintele Francesco din Argentina, le spunem bun venit. Și ne bucurăm că sunt împreună cu noi la celebrarea acestei sfinte liturghii. Astăzi este și vinerea întâia din lună, ne încredințăm inimii preasfinte a lui Iisus, aducându-i ispășirea cuvenită și rugând-o ca ea să fie izvorul sfințeniei noastre. Ne recunoaștem păcatele ca să putem celebra cu vrednicie la celebrarea Sfintei Liturghii pe care o oferim pentru răposații Ștefan, Francisc, Verona, George, Georgeta, Ecaterina, Gheorghe, Costică, Rudolf, Teodora, Jenică, Fatima și Ștefan. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi, Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, Dumnezeule prea bun, să ne însoțești fără încetare cu binecuvântarea Ta în timpul sfânt al postului pe care l-am început,
pentru ca faptele noastre de pocăință să fie săvârșite cu toată sinceritatea și iubirea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeu: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și fă cunoscute poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacob păcatele sale. Pe mine mă caută zi de zi și căile mele doresc să le cunoască, ca un neam care face dreptate și nu părăsește judecata Dumnezeului său. Cere de la mine judecată dreaptă și le place să se apropie de Dumnezeu. De ce să postim dacă Tu nu vezi? De ce să ne umilim sufletele dacă Tu nu iei în seamă? În ziua când postiți, voi vă preocupați de afaceri și oprimați pe toți muncitorii voștri. Iată, postiți între certuri și dispute, și ca să loviți cu pumnul nelegiuirii. Nu mai postiți ca astăzi, ca să se audă glasurile voastre pe înălțimi. Oare că acesta este postul care îmi place, sau ziua când omul își umilește sufletul, să-și aplece capul ca trestia, să-și pună sac și cenușă? Pentru aceasta îl numești tu post și zici că este plăcut Domnului? Oare nu acesta este postul pe care l-am ales? Dezleagă lanțurile nelegiuirii, desfă legăturile jugului, trimite-i libere pe cei zdrobiți. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost. Când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Cuvântul Domnului. Inima căită și smărită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smărită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce-i rău înaintea ta mă săvârșit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Pentru că jertfele nu sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderile de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smărită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smărită, Dumnezeule, n-o disprețui. Laudă ție, Hristoase, Regele Măriei.
citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp s-au apropiat de Iisus discipolii lui Ioan și i-au spus: De ce noi și fariseii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc? Iisus le-a spus: Pot oare nunta și să plângă atâta timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, trăim și această zi sub semnul cenușii pe care am primit-o cu două zile în urmă, la Miercurea Cenușii. Trăim și această zi având în fața ochilor noștri invitația pe care ne-o face Sfântul Evanghelist: convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Dar trăim aceste zile ale postului mare, ca și cele care vor urma după Paști, sub privirile unui martir, sub privirile unui sfânt. Vedeți deja aceste imagini care ne aduc în fața ochilor noștri pe episcopul de Iași, Anton Durcovici. Așa cum ați văzut deja, revista Lumina Creștinului de pe luna februarie are pe copertă imaginea episcopului Anton Durcovici. Și are și un cuvânt. Un cuvânt al episcopului dintr-un articol pe care el l-a publicat în ziarul Farul Nou în 1938 la București. Cât mai ai timp, spunea episcopul, trezește-te din letargia ce te-a cuprins. Ascultă strigătul tânguitor al lui Hristos, însetat de sufletul tău și de setea sufletului tău. Alină-i în sfârșit odată chinul arzător prin întoarcerea ta, sinceră și statornică la poruncile lui. Dă-i sufletul tău. Iată sunt cuvinte care trebuie să ne pătrundă în inimi, cuvinte care trebuie să ne însoțească pe parcursul postului mare. Așa cum am anunțat miercurea trecută, ne vom ocupa în fiecare miercuri și vineri până la Paști de prezentarea, explicarea, interpretarea Sfintei Liturghii. Am făcut miercurea trecută o mică introducere și sunt sigur că toți cei care au ascultat acele cuvinte au reținut cât de importantă este Sfânta Liturghie pentru viața unui creștin. Și poate că chiar au luat și hotărârea ca în timpul postului mare să vină la Sfânta Liturghie o dată sau de două ori, să participe la Sfânta Liturghie ca o pregătire mai frumoasă pentru sărbătoarea Paștelui. Astăzi aș vrea să ne oprim împreună asupra primelor lucruri, gesturi și cuvinte pe care le vedem sau le auzim la începutul Sfintei Liturghii.
Vom vorbi despre pregătirea pentru Sfânta Liturghie, ieșirea preotului din sacristie, îngenunchierea, sărutul altarului, semnul Sfintei Cruci și salutul pe care preotul îl face comunității care participă la Sfânta Liturghie. Pregătirea pentru Sfânta Liturghie este o pregătire îndepărtată și una apropiată. Pregătirea îndepărtată pentru cel care vine dimineața la Sfânta Liturghie, am putea spune că începe deja seara. Se gândește, se pregătește, își pune lucrurile în așa fel deoparte încât să le aibă la îndemână dimineață pentru ca să vină la Sfânta Liturghie, dar mai mult decât atât, se uită poate în broșura de la răsărit la apus, unde sunt prezentate lecturile, sau poate că are acasă acel calendar 5 pâini de orz, unde sunt indicate lecturile pentru Sfânta Liturghie. Și poate că deschide Sfânta Carte, Biblia, și se gândește ce voi auzi mâine la Sfânta Liturghie, care lecturi vor fi, ce psalm va fi. Face deci această pregătire îndepărtată. Pregătirea apropiată e cea dinaintea Sfintei Liturghii. Pornește de acasă cu gândul, mă duc la biserică, mă duc să particip la Sfânta Jertfă a Liturghiei, mă duc să mă întâlnesc cu Hristos, mă duc să-L ascult pe Hristos, mă duc să mă pregătesc pentru ca să-L primesc pe Hristos în sufletul meu. Și de acasă până la biserică, omul credincios, fie că o face că e în zi de lucru, fie duminica, așa cum ar trebui să o facă fiecare creștin, de acasă și până la biserică, fie că e singur, fie că poate mai e în compania altora, gândul acesta că merge la biserică, merge să se întâlnească cu Hristos, merge să se întâlnească cu creștinii din comunitatea din care face parte, gândul acesta îl face ca el, creștinul, să fie recules. Și intră în biserică, se duce la gheazmătar, își întinde mâna, moaie mâna, degetele în apa sfințită, face cu evlavie și credință semnul Sfintei Cruci și îngenunchează cu adâncă devoțiune. Pentru că știe că aici nu e o casă oarecare, nu e un spațiu de teatru, dar aici este casa lui Dumnezeu. Aici locuiește Dumnezeu. Aici vede luminița de la altar, din apropierea tabernacolului și spune, a, deci dacă este o luminiță, e cineva aici. Și îngenunchează cu pietate, cu credință, aducându-i adorația Mântuitorului, prezent în Sfânta Taină, prezent în biserică. Și se așează, își caută un loc. Poate că uneori are și locul preferat, mai aproape de altar, pentru ca să nu fie distrat de cei care vin mai târziu. Poate că se duce acolo unde este locul liber, fără să deranjeze pe un altul, și încearcă să continue această pregătire la Sfânta Liturghie. Nici într-un caz creștinul bun nu vine la Sfânta Liturghie ca obișnuință, poate să fie câteodată și situația că nu poți ajunge mai degrabă, dar creștinul bun ajunge la liturghie din timp sau măcar cu câteva
minute înainte de începerea Sfintei Liturghii, pentru că în felul acesta să se pregătească bine. Înainte de a intra în biserică, eventual, are o discuție cu gândurile sale și spune, voi rămâneți aici, grijile sale, stați aici pentru că eu am altceva de făcut acum. Chiar am văzut într-o zi o doamnă intrând în catedrală care făcea așa pe cap. Zic, doamnă, dar nici n-a plouat, nici nu ninge. Ce faceți? Păi, părinte, grijile și gândurile le las toate aici, le găsesc eu după aceea. Vreau să mă reculeg, să fiu cât mai pregătită pentru Sfânta Liturghie, pentru întâlnirea cu Hristos. Iată, iubiți credincioși, aceasta este atitudinea unui creștin bun. La un moment dat, dacă este o liturghie cântată, aude un cântec, aude intonând orga, aude organistul că intonează un anumit cânt și încearcă creștinul bun să fie și el în ton cu acel cântec. De obicei, cântecul se adaptează la liturghia respectivă. Dacă inima lui Iisus e un cântec la inima lui Iisus, dacă este o sărbătoare a Maicii Domnului, cântarea e în cinstea Maicii Domnului. În multe părți sunt afișate chiar numerele și cântecele din cartea de cântări. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți colecția de cântări. Și încearcă și creștinul bun să încearcă să cânte împreună cu ceilalți, fără să se jeneze că poate alături de el este cineva care nu știe cântecul respectiv și cântă cu credință și cu iubire, pregătindu-se în felul acesta pentru începerea Sfintei Liturghii. Auzim apoi clopoțelul, care dă semnalul că preotul iese din sacristie. Fie singur, fie împreună cu ministranții, iese și îngenunchează și el în fața altarului, aducând reverența și respectul și actul de credință față de Mântuitorul, se întoarce spre altar, sărută altarul. V-ați întrebat vreodată ce este acest gest, sărutarea altarului? Noi știm că Mântuitorul este preot, altar și jertfă. Atunci când preotul sărută altarul, îi dă o sărutare lui Hristos, mielului care a răscumpărat păcatele noastre, ne-a răscumpărat din întuneric, din moarte. Îi dă o sărutare. Și aceasta o face nu numai în numele său propriu, dar o face în numele tuturor celor care sunt de față. Deci dumneavoastră sunteți împreună cu preotul și sărutați altarul. Îl sărutați, aduceți sărutare și salut lui Hristos. Și sunteți plini de bucurie că puteți participa la acest act prin care Hristos își reînnoiește jertfa Sfintei Liturghii. Sfântul Francisc de Assisi, dacă vedea către un frate de-al său că era trist, melancolic, înainte de Sfânta Liturghie, îi spunea, ce-i cu tine? Ți-a murit cineva? Ori ești în harul lui Dumnezeu, ori ești în păcat. Dacă ești în harul lui Dumnezeu, trebuie să fii plin de bucurie, să fii plin de veselie. Dacă ești în păcat, dacă ai un păcat pe suflet, mergi
ceri iertare lui Dumnezeu, El te va ierta și atunci primește din nou bucuria și veselia pe care ți-o dă Hristos. Iată, când participăm la Sfânta Liturghie, credincioși și preot, noi trebuie să avem în sufletele noastre această bucurie și această veselie că ne întâlnim cu Mântuitorul. Apoi, preotul, după ce a salutat altarul, face semnul Sfintei Cruci. Semnul Sfintei Cruci știm cu toții că este, reprezintă actul de credință a unui om credincios în Sfânta Trăime. Mi-amintesc de o rugăciune pe care o auzeam în fiecare dimineață acasă la tata, care își spunea rugăciunile de dimineață cu voce tare, chiar dacă noi mai dormeam încă, era somnul dulce de dimineață, ne spunea în felul acesta: în numele Tatălui care m-a creat, în numele Fiului care m-a mântuit, în numele Duhului Sfânt care m-a sfințit, încep această zi. Iată, așa facem și noi când venim la Sfânta Liturghie. După ce am făcut cu siguranță acest semn al Sfintei Cruci dimineață când ne-am trezit, după ce l-am făcut când am trecut prin fața unei biserici venind la biserică, la Sfânta Liturghie, după ce l-am făcut în biserică, iată, îl facem din nou împreună cu toții, preoți și credincioși, și ne exprimăm credința noastră în Sfânta Treime. Știți cât de important este semnul Sfintei Cruci și aceste cuvinte în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt? Atunci când noi facem semnul Sfintei Cruci, în afară de faptul că ne exprimăm credința noastră în Dumnezeu, în Sfânta Trăime, noi cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră. Vă amintiți poate de acasă și poate că cineva dintre dumneavoastră încă continuă să facă același lucru atunci când pune pâinea în cuptor după ce a frământat, face cu cuțitul un semn al Sfintei Cruci. Sunt atâția creștini care, și aici aș vrea să spun că poate în sensul acesta credincioșii ortodoxi ne depășesc pe noi, vedeții, când trec prin fața bisericii, fac semnul Sfintei Cruci, poate chiar de mai multe ori. Poate nu totdeauna cu toată atenția, cu toată evlavia și cu toată reverența și credința, dar o fac. Noi poate că ne jenăm de multe ori, chiar când trecem prin fața unei biserici ortodoxe. Adorați-L pe Hristos care este prezent acolo și faceți semnul Sfintei Cruci. Atunci când ne apucăm de studiu sau începem munca noastră, să o începem cu semnul Sfintei Cruci. Atunci când ne așezăm la masă, să binecuvântăm mâncarea și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă. Când ne sculăm de la masă, din nou terminăm cu semnul Sfintei Cruci. Dacă n-ar fi atâția creștini care se roagă și fac semnul Sfintei Cruci, câte rele nu ar exista în lumea aceasta? S-ar mulți cu siguranță mai mult, dar datorită faptului că sunt mulți care se roagă și care vin la biserică și participă la Sfânta Liturghie, cu siguranță unele lucruri se diminuează și în număr și în intensitate. Apoi preotul se adresează credincioșilor cu salutul pe care îl cunoașteți foarte bine, fie cel mai lung, fie cel scurt. Cel scurt este: Domnul să fie cu voi. Și credincioșii răspund: și cu Duhul tău. Iar
cel lung, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iar credincioșii răspund și sper că o fac întotdeauna cu credință și cu iubire și cu Duhul Tău. Iată, ne dorește preotul care începe Sfânta Liturghie, ne dorește să fim plini de harul lui Dumnezeu. Domnul este cu tine, i-a spus Îngerul Preasfintei Fecioare Maria. Domnul este cu tine. Da, iubiți credincioși, Domnul care ne-a chemat la viață, Domnul este mereu împreună cu noi. Noi uităm deseori acest lucru. E bine ca să ne amintim mai des. Domnul e cu noi. Și atunci când auzim acest salut din partea preotului care își întinde mâinile și spune Domnul să fie cu voi sau harul Domnului nostru Iisus Hristos, împărtășirea Duhului Sfânt, milostivirea lui Iisus să fie cu voi, atunci să ne gândim la acest lucru că, într-adevăr, Domnul care ne iubește, El dorește să ne ofere harul Său. Ce este harul Său? Este prietenia Sa pe care ne oferă. Dorește să ne ofere iubirea Sa, dorește să ne ofere milostivirea Sa, dorește să ne ofere o legătură mai strânsă cu El, o comuniune cu El. Cu siguranță, dacă noi ne-am amintit mai des ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă acest salut, și dacă am fi atent la aceste cuvinte, la aceste dorințe pe care ni le prezintă preotul la altar și dacă noi, la rândul nostru, i-am dorit preotului același lucru, cu siguranță liturghia ar fi mult mai rodnică pentru noi. Vrem, iubiți credincioși, ca prezentându-ne în fața altarului la Sfânta Liturghie, să trăim aceste momente chiar de la începutul Sfintei Liturghii, să le trăim cât mai bine, cum am spus, pregătindu-ne bine înainte, încercând să fim cât mai reculeși aici, în biserică, lăsând la o parte alte griji, alte preocupări sau alte discuții. Sigur, se mai întâmplă câteodată că mai sunt persoane care ne deranjează, vorbesc, trebuie să ne întoarcem capul, poate instinctiv, fără să vrem. Dar e necesar ca să fim cât mai atenți, să participăm cu cât mai multă evlavie și credință la acest act comunitar, să ne amintim că suntem împreună, formăm o familie, și când preotul întinde mâinile și spune Domnul să fie cu voi, El vă îmbrățișează și vă îmbrățișează în numele lui Iisus. Referindu-mă la acea pregătire de care vorbeam la început, aș vrea să vă spun că odată a venit la mine un profesor universitar și mi-a spus: Părinte, vă rog, dacă puteți, dacă cunoașteți o fată catolică, aș vrea să am un ajutor în casă. Zic: domnul profesor, nu știu exact dacă găsim, ne vom interesa la parohie, dar de ce vreți numai decât catolică? Pentru că, Părinte, eu știu, am mai multă încredere în fetele catolice, sunt mai conștiincioase, își fac datoria mai bine. Pentru că eu mi-amintesc, spunea profesorul respectiv, mi-amintesc, când eu eram mai tânăr, vedeam mereu în fiecare dimineață la 5:30, pe vremuri, înainte liturghia aici era la ora 6, la catedrală, vedeam în fiecare dimineață la 5:30 o persoană, o fată tânără, care mereu trecea prin fața geamului casei noastre.
Și mă întrebam, dar ce-o fi cu această fată? Cine știe de unde vine ea la ora asta? Și într-o zi m-am luat după dânsa, m-am dus și eu să văd unde se duce, ce-i cu ea, unde locuiește. Și am văzut-o că mergea la biserică și am spus, probabil că s-a întâmplat azi că s-a dus la biserică. M-am dus și a doua zi și a treia zi, chiar să văd unde se duce. Se ducea la biserică. E bine, părinte, îmi spunea acel profesor, faptul acela, că acea persoană la oră fixă se scula și pleca, mergea pe drumul spre biserică, mie mi-a făcut foarte bine. Pentru că eu, care de acasă nu am primit prea multe dintre ale credinței, eu am fost impresionat de gestul acestei tinere care mergea zilnic la biserică, la aceeași oră. E bine, își programase acea tânără ca mereu în fiecare zi să fie la Sfânta Liturghie. Creștinul bun, dacă nu poate participa în cursul zilei, și sunt sigur că sunt mulți care participă în cursul săptămânii, vreau să spun, sunt mulți, și amintiți-vă de ce ne spunea Părintele Paroh la darea de seamă pe 31 decembrie, că sunt atâtea persoane care mereu, fie la liturghia de dimineață, la cele două liturghii de dimineață, fie seara, sunt persoane, fețe care se văd mereu. E bine, poate că e bine ca să ne hotărâm ca măcar duminica, sau poate pentru cei care au posibilitatea, măcar o dată pe săptămână, în cursul săptămânii, să venim și să facem această întâlnire cu Hristos. Lăudat să fie Iisus și Maria! Fraților și surorilor, acum în prima zi a postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe și continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută-i pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor credincioșilor harul de a asculta și de a împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le lumină și odihnă veșnică tuturor celor răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața cea nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Pot să mă mântuiești.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Spre Îți oferim, Doamne, jertfa acestui timp de post și te rugăm ca prin puterea ei inimile noastre să fie plăcute înaintea ta și tot mai generoase în înflânare, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și, înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Sfânt, 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 Sfânt este Domnul, cerurile și pământul, cântă slava Lui. Osana, 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 cel care vine în numele Domnului. Osana, 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 Cruce de Iisus. Osana, adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francis, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. 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 Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Oferiți-vă pacea. Păcate de lumii, miluiește-ne pe noi.
asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Sunt nevrednic și nu îndrăznesc.
îndrăznesc să mă apropii de tine, să mă apropii de tine. Doamne, te rog să mă învrednicești de taina dumnezeiască, trupul și sufletul să-mi-l sfințești cu a ta pâine cerească. Doamne, și-n ceasul din urmă să vii, să mă-ntărești în durere, în taina aceasta tu iarăși să fii singura mea mângâiere. Sufletului Hristos sfințește-mă, trupului Hristos mântuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile tale ascunde-mă, nu lăsa să mă despart de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă-mă și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, dă-ne harul ca participarea la această taină sfântă, să ne curețe de orice păcat și să ne pregătească să primim tămăduirea pe care iubirea ta ne-o dăruiește, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slavă învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Consfințire la inima preasfântă a lui Iisus. Prea bune Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi cei care ne îngenunchem cu smerenie înaintea altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, iată că astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la inima Ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii Tale o libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei urânduiri și fă ca de la un capăt al altul al pământului să răsune un singur glas, lăudată să fie dumnezească inima lui Iisus care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Preasfântă inima lui Iisus. Preasfântă inima lui Iisus. Preasfântă inima lui Iisus. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvinteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amen. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace.